Înainte de a trece la ce mi se pare mie puțin haios, trebuie să spun că sunt foarte bucuros că a ieșit această carte, pentru că e acolo amintirea lui Mircea Ivănescu, lui Petru Creția și lui Alexandru Dragomir, studentul lui Heidegger. Deci e foarte bine că a ieșit această carte. Dar nu pot să nu observ o chestie care mi se pare atât de haios. Fiți atenți! Liciu nu spune cum s-a născut această carte el dă de emisiunile respective, înapoi la argument, de acum zeci de ani, 10-13 ani, ceva de genul. Vede, acest, vede una din emisiuni, sau vede două emisiuni, nu mai știu, și vine ideea văzându-se pe sine, deci se vede pe sine și vine ideea să facă o carte din sine, da? E ok, na. Îl sună pe pata pe să facem o carte din... Ce-ar fi dacă am transcrie aceste dialoguri cu mine? Fac o carte din uh, aceste emisiuni în care... Uh, poți să zici că e vorba despre acei trei oameni extraordinari, să nu îi uităm. Ok, dar mai este una. Mai este o emisiune care apare și în carte, în care e vorba despre cele trei cărți ale lui. Despre seducție cu o copertă îndoielnică, pentru că nu e tocmai <gântări> apetisant pe coperta domnului Liceanu, dar nu, nu ne ținem de asta. E altceva ce vreau să subliniez. Deci despre seducție, despre iubire și nu mai știu. Despre minciună, cred. Și e vorba în acea emisiune despre cărțile lui. E ok. Dar el pune și în, dacă vrei să faci o carte despre amintirea celor trei, fă trei capitole cu acei trei oameni. De ce mai adaugi capitolul în care îți prezinți practic cărțile? Și la lansarea asta de carte a apărut și o carte făcută din cele trei eseuri ale lui, din celelalte trei cărți. Deci a avut în emisiunea asta, o carte făcută din emisiunea respectivă, și o altă carte făcută din eseurile alea. Deci era numai despre el, că au asta. Dar nu e tot, nu, nu, nu despre asta e vorba. M-am luat, i-am întrebat. Deci așa. Se uită la emisiune, se vede pe sine, îi vine ideea să facă o carte din sine, să transcrie ce a spus acolo el, și el vorbește 80% din emisiune și o să vedeți de ce e important în acest punct de observație. Deci se vede pe sine și se, îi vine ideea să se, să se transcrie cumva pe sine și să apare într-o carte. Apoi, la lansare, el spune: Lansarea care ce? E? e o lansare cu o carte făcută din niște emisiuni și cu un capitol în care el apare în acea emisiune vorbind despre cărțile lui. Deci e o carte făcută dintr-o emisiune în care el vorbește despre cărțile lui e ceva. Și în această carte, el vorbește 80-85%. El spune asta la Gaudamus. Eu am vorbit mai mult, această carte, eu sunt aici cam 80-85%. Și pentru a echilibra, spune el, fără nicio urmă de ironie sau autoironie, nu înțelege ridicolul situației, de asta o să pun titlul Treptele Narcisismului, pentru că e ceva acolo, sau lipsa de ridicol, e ceva acolo. A stat numai înconjurat de oameni care erau cumva acolo, se făcea puțin preș în fața lui. Nimeni nu prea îi spunea adevărul. Și spune, pentru că eu apar 80-85% în, în această carte, pentru a echilibra, am mai scris chestia asta, să explic de ce vorbesc, de, de ce vorbesc eu mai mult decât Patapievici, de ce mă buni. El scrie, deci pentru a echilibra, adică să că și Patapievici, Vorbește tot el, scrie tot el. De ce vorbește Pataviu mai puțin? <laughs> se pare atât de aios. Fiți <laughs> că trebuie să o să, să, să reluăm, relu Deci, Liceanu se uită la televizor. Hm, iată mă pe mine, în emisiunea vechi. Hai să fac o carte din ce zic eu aici. Hai să transcriu acest dialog. Care e cumva despre mine. Hai să fim serios că dacă se uitase la asta cu, despre minciuna prieteniei, e despre el. Deci mă uit la televizor, mă văd pe mine. Hm. Hai să să transcriu acest dialog, să fac o carte din ce am zis eu aici. Facem cartea, apărăm la... Da, fac cartea făcută dintr-o emisiune în care la acea emisiune eu vorbesc despre cărțile mele. Deci fac o carte dintr-o emisiune în care la acea emisiune e vorba despre cărțile mele. Ok, apoi la lansarea acestei cărți, eu spun că oameni bun. Eu am vorbit mai mult, am vorbit vreo 80-85%. Uh, în această carte, făcută dintr-o emisiune în care vorbeam despre cărțile mele. <laughs> Pentru a echilibra situația, am mai scris încă 20 de pagini explicând de ce vorbesc eu mai mult decât Potapievici. Băi, e așa, e un lanț al orgoliului, Bă chiar nu ți-e rușine, mă, puțin, chiar, nu mai ai nimic de zis, nu ai, te bași peste tot, te pui peste tot mai lasă și pe ceilalți, nu e numai despre tine, tot despre tine. Stai pe canapea, te uiți la o emisiune cu tine și îți vine ideea să te tipărești pe tine, să te transcrii. Faci cartea asta din tine, vorbind despre cărțile tale, faci cartea dintr-o emisiune în care vorbești despre cărțile tale. Iar la apariția acestei cărți, făcută dintr-o emisiune în care vorbești despre cărțile tale, tu le spui oamenilor care au venit la această lansare, dintr-o emisiune făcută din cărțile tale, <laughs> le spui că ai mai scris încă câteva pagini tot tu ca să explici de ce vorbești tu mai mult de, decât Patapievici. Deci le marginalizat și mai mult pe Vita Patapievici. Lui nu-i mai acolo o carte decât un ce, un da, un poftim. Bineînțeles că apoi face despre el, că știe să pună întrebările, știa să mă aprinde. A fost un dans în doi. Ceva, uitați-vă la acea lansare, că e ceva... Of, of, of. Bine, Patapie are asta, are acea mică lipsă de demnitate când e vorba de prieteni. se face preș, are o chestie de la cheu în el. Sunt și ceva interese, dar are, el are asta, are chestia asta. Mereu am disprețuit latura asta lui, pe cât este de extraordinar, așa ca spirit și o inteligență extraordinară, dar îl văd de mult prea râmă în comportamentul lui cu prieteni. Nu are fermitatea asta pe care mi aș, mi-aș dori să o aibă. Se face efectiv preș în fața lui, lui și Vorbește despre el, cum mai vorbi despre Elena Ceaușescu. E ceva. Iar Liceanu apoi încearcă să facă niște glume în care se elogiază și mai mult, respingând acele elogii. Deci e ceva. Zici deci că e o nuntă din aia lansarea asta cu cartea asta. Și n-am putut să nu, să nu fac acest clip, să subliniez chestia asta. Mi s-a părut atât de interesant. Îl imaginam pe Licianu stând pe canapea se uită la emisiunea cu el, îi vine ideea, e primul, pasaj, pas aici, îi vine ideea să facă o carte din acea emisiune în care apare el. Dar în acea emisiune el apare vorbind despre cărțile lui. El face o carte din acea emisiune în care el vorbește despre cărțile lui. Apare cartea. Într-adevăr, am vorbit mai mult, am vorbit 80% pentru că, na, Pata la interviu, el făcea emisiunea. E practic făcută cartea de el, pentru că aceste gânduri, deși erau ale mele, sunt, se datorează geniului său de a pune întrebările, bla bla bla. Și pentru a echilibra puțin situația, am mai scris tot eu <cute> câteva rânduri să spun de ce vorbesc mai mult decât poate Mi s-a părut așa un lanț. E pur și simplu perfect, pur și simplu perfect. E extraordinar de comic și puțin așa stânjenitor. E puțin ridicol, E puțin ridicol, dar e în primul rând amuzant. E pur și simplu haios. Și spune multe despre caracterul unui om. Pentru că, deși îl respect, mereu am avut așa o distanță față de el ca om așa. S-a și detașat puțin de pleș acum. Tocmai pentru că pleșu are caracter, nu-i convine chestia asta. El vrea acolo majoretele lui să stea lângă el. Să îi laude Carte făcută dintr-o emisiune în care el vorbea despre cărțile lui, și repet, sunt trei capitole despre trei oameni extraordinari, mă bucur că a ieșit această carte. Aș fi vrut totuși să rămână cu. cum a fost la lansarea asta, când a făcut o carte din cele trei. Seul să rămână cu acea carte, să nu mai adauge un capitol despre cărțile sale, lângă amintirea celor trei oameni. Nu te mai tot băga pe tine, mai lasă și pe ceilalți. Deci, până și când vorbește despre ceilalți, are un eseu, uh, Mihail Sebastian, fratele meu. Oh. Adică, practic, el a avut acelea suferințe pe care le avea Mihail Sebastian pentru că era evreu, așa era el cu comunismul, așa era el hăituit. El că n-a avut nicio contribuție, n-a suferit cu nimic, pozează într-o victimă, dar asta e altă discuție. Asta, asta vreau să rămâneți cu chestia asta. Cât de amuzant e chestia asta. Stai pe canapea, vezi o emisiune. Primul tău gând când vezi emisiunea, să facem o carte din emisiunea asta mea, să apar, să iarăși eu. Megalomania asta de a fi tu. Și totodată nici nu mai e multe de zis. Că deja a început să publice așa, anual, ca să publice, Pui o carte ca să pui. Ce înseamnă să ai puterea de a publica și să nu prea mai ai nimic de zis? Faci cărți din orice, faci o carte dintr-o emisiune în care vorbeai de o, o altă carte de-a ta. Deci nu mai mi, 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 chestia asta. Bineînțeles că acum vor apărea comentariile alea. Dar tu ce ai făcut, bă, Liceanu e un monstru sacru, și bine, mă, bine, dacă n aveți umor și nu... Înțelegeți că respect eu însumi, am toate cărțile lui Prostovan, nu vă nici nu o să fac clipuri din anumite cărți ale lui care îmi plac și jurnalul de la Păltinici și o de exemplu, e foarte bine ce a făcut a ajutat enorm cultura română, nu despre asta vorbim aici dar să luăm acest fir al umorului să ne destindem o clipă, fără răutăți să ne destindem o clipă Ligianu pe n-am vede o emisiune, primul lui gând când vede acea emisiune dar ce frumos vorbesc Hai să transcriem această emisiune, să punem într-o carte. Această emisiune în care eu vorbesc despre cărțile mele ar trebui să apară într-o carte. Și <laughs> apare apar, într-adevăr această carte făcută din emisiunea în care el vorbește despre cărți. Despre cărțile sale. Și la lansarea acestei cărți făcută din emisiunile în care el vorbește despre cărțile sale, lui vine ideea să echilibreze puțin faptul că până și el a că totuși pata pe cu el, doar punea întrebările, iar el, el se arăta, să împăuna acolo cu răspunsurile lui inteligente. Și totuși, am observat, într-adevăr, că pata a vorbit mai puțin în această carte și pentru a echilibra situația, am mai adăugat, am mai scris 20 de pagini explicându-vă de ce vorbește pata pe puțin. <laughs> Stepan Cicovu și locuitorii să cred că așa se numea, era cu un unchi care era dintr-o statut așa megaloman și era miercuri el le spune că e joi. Oamenii din Daisat, oamenii acolo ai familiei, spuneau și ei, servitorii, slujitorii, paharnici, toți vedeau că se uitau în calendar. Este, este miercuri. Și el spunea, nu, 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 e joi. <laughs> și toată lumea s-a luat. Toată lumea s-a luat după el. Trăiau ca și când ar fi joi, pentru că spuse să că e joi. Deci nu conta timpul, era dincolo de calendar. Dar nu știu dacă așa se numea Stepan Cicovo și locuitorii săi. Genial, e doamne. Genial. Ste da. Uh. Stepan Cicov, și locuitorii să de dar trebuie să facem clip din ea. O, fof, fof. Uite, a primit pe cărtorești. 3. 3 trei. Trei stele sau ce? 3 din 10. O stea jumate. Cum să dați-mă. Trei, nota 3 trei din 10. ce e asta? Mă? Cum să nu-ți placă povestiuarea asta? Cine e ma asta? <laughs> Domnul Adel. Da. Mă. Cât de tare, cât de tare? O să vă las la comentarii cele patru emisiuni din care sunt făcute, nu, cele patru emisiuni din care ai făcut această carte. Puteți să le găsiți. Cartea e din aceste emisiuni, doar că el modifică puțin așa, pentru că n-ai carte scrisă și modifică puțin răspunsurile. Dar dacă nu aveți bani să cumpărați cartea, o să vă dau, aveți, aveți la comentarii acolo toate cele patru emisiuni. Și cea despre Alexandru Dragomir, și cea despre Petru Creția, și cea despre Mice Ivănescu, și cea despre cărțile sale. Există toate patru pe internet. Și o să cumpăr și eu, bineînțeles că dacă tot fac glumițe slăbuțe, o să cumpăr și eu această carte, dacă e în format electronic, că nu mai am loc. Uh, și vreau să facem uh, excluzând capitolul despre cărțile sale care Car cărțile din care au a fost făcut acum la această lansare o carte și o să iau această carte cu cele trei eseuri ale lui despre care vorbea în emisiunea aia, din care a făcut cartea asta, <laughs> în care explică vorbind și mai mult de ce vorbește mai, mai puțin Patapievici. Așa, o să facem un clip separat din acea carte. Uh... Dar vreau, vreau să facem trei episoade din aceste dialoguri pentru fiecare om, adică pentru Crețea, din punctul meu de vedere, dacă avea puțin bun simț, punea uh, chipurile lor pe această copertă și excludea capitolul în care vorbește despre cărțile sale. Mă, e o carte de-a ta făcută dintr-o emisiune în care tu vorbeai despre cărțile tale și vii la lansare și le spui oamenilor că ai mai scris în plus tu, explicând de ce vorbește mai puțin pe Bă, cât mai mă să fie despre tine, liceanul Cartea se numește Liceanu, e scrisă de Liceanu, prefață de Liceanu, postfață de Liceanu, la lansarea cărții Liceanu cu Liceanu și apare așa marginal puțin și Patapievici și Liceanu ne spune că mai adăugat 100 de pagini în care scrie de ce de, acolo rândurile lui Patapievici despre carte sunt puține. Dar scrie el și mai mult explicând de ce sunt puține rândurile lui Patapievici. Mi se pare de, o, de un prost gust. N-aș zice ieșit din comun, dar așa, pentru un intelectual și pentru, ce mi-aș dori să însemne un intelectual, așa, nu, nu-l văd pe Cioran făcând asta. Îl imaginați pe Dostoevski venind la lansarea cărții și spunând chestia asta? Sau să-i vină ideea, măcar. El era, era prins în proiecte, n-avea el timp să stea, să... Hai, să, hai să-mi transcriu gândurile, uite ce emisiune, hai să-mi transcriu emisiunea asta, să fie, să fie, văzută emisiunea asta, să fie uh, veșnicizată într-o carte. Totodată, sunt foarte bucuros că iese această carte, dar pentru cele trei capitole. Ăsta al patrulea mi se pare de o, de o românească din drasta pură. Dar s-ar putea să fiu răutăcios aici. Însă trebuie să recunoașteți că mă, e puțin haios. Puțin haios e. E puțin haios. Nu, nu să mă minunț. Dacă am trebuit să fac, film să fac filmare. Vă dați seama că nu puteam, Nu puteam. <laughs> Râdeam prin, prin casă imaginându-mi Și când mă uitam apoi la lansare La Gaudam Bă, deci am dat, am dat replay la chestia Nu venea să cred că spune asta Și cu vocea lui gravă Și apoi cum acceptă complimentele lui Patapievici Și acele complimente Ceva Mai mai să spună că era un zeu Licianu. Deci pur și simplu Efectiv pe vremea comunismului Cum spuneai despre Elena Ceaușescu Așa vorbea Patapievici de Licianu. Dar Toată situația asta lanțul ăsta e, e perfect. E, se atinge ceva perfect. E, nu știu, dacă aș scrie o parodie sau... Asta ar fi, asta Cum un om extrem de orgolios, un, un megaloman, să zicem, așa, așa și începe. Nu vă se bine ora, 5 din, ora 3 după amiază, să nu fiu 5 dimineața, atunci autobiografie. Nu vă tu nu, bătuse bine, nu bine orele 3 după amiază, cum încep rușii, când Gabriel, să nu spunem nici anul, Gabriel observă pe TVR2 reluată o emisiune de acum 13 ani cu el primul gând al său este această gravitate, această urgență. Simțea un atac de panică gândindu-se că această emisiune va fi întreruptă de pauza publicitară. Vai de mine, unde se vor duce aceste gânduri? Și-ar fi dorit parcă să rămână emisiunea lui mereu pe televizor, chiar și după ce îl stingi. Să continue să se aude sunetul vocii lui sau ceva genul. Să duci într-un absurd dintre ăsta, atunci îi vine minunata idee, așa cum ne vine tuturor celor care nu avem bun simț, să facă o carte din acea emisiune în care el vorbea cu cele trei cărticele cu eseurile din, din subiectele respective, minciună, admirație și seducție. Fiind el însuși un mare seducător și un mare cunoscător al seducției, a abordat această problemă din punct de vedere filozofic. Odată ce a ieșit cartea aceasta făcută din emisiunea în care el vorbea despre acele cărți, fiind un mare elegant, explică audienței de ce a vorbit el mai mult în această carte. Liniștindu-i pe cei care îl priveau cu sufletul la gură, că a dat câteva explicații și a mai scris încă 35 de pagini explicând de ce a vorbit el mai mult. <laughs> mai cum ne amuzat, măi, cum ne amuzat ideea de a mai scrie tu încă 30 de pagini explicând de ce ai vorbit mai mult decât prietenul tău. Băi, e ceva? e o chestie la care aș fi vrut să mă gândesc, nu am gândit, nu mă, nu mă puteam gândi. Nici care nu se putea gândi. E acolo, e ceva, e un geniu involuntar, de asta bun. De, -asta, de -asta vreau să-l împărtășesc cu voi. E o chestie aici, se poate porni. E... Pleci de la chestia asta și în mai multe ramuri ale, ale vieții și poți să construiești diverse situații plecând de la chestia asta. S-a întâmplat o chestie pe care nu prea vezi în jur. A ajuns la acea idee, nu știu, cum avea ideea nici de eu scriu într-un rând și alții scriu într-o întreagă carte. Și apoi vine și mai mult, și apoi vine genul. Ba nu, scriu într-un rând și alții nu scriu nici, o întreagă, nici într-o întreagă carte. Acolo s-a dus, acolo e Ligeanu, dar involuntar atinge cumva un geniu al absurdului, al ridicolului în fond, dar îl îndrăgim, îl respectăm, adică nu zicem cu răutate. Bine, mi-asum că o să fiu înjurat, e clar. Și poate nu mulți, veți găsi puțin haioasă chestia asta, dar știu că doi dintre voi, doi dintre voi veți râde cum am râs și eu și vă fac fericit și o să înțelegeți chiar puțin profunzimea acestei situații. Puțini oameni au văzut chestia asta. Sunt, sunt convins că a trecut așa. Nu ne-am dat seama de ridicolul ăsta și iată-mă pe mine venind aici, făcând această mică observație pentru acei doi trei care se vor bucura de viață cu mine. Să dați mai departe, nu știu, energia acestei întâmplări. Și acum o să deschid fereastra, cum spunea Steinberg, la clipul trecut pe care vi-l recomand, o să deschid fereastra pentru a pentru a debarasa încăperea de o impresie. O să deschid fereastra pentru a debarasa încăperea de o impresie. O să facem clipuri din Liceanu pentru toți aceștia care mă veți înjura. De noi o să fac mai multe clipuri decât ați citit voi cărți din el. Eu sunt primul care îl admiră, mă sunt de partea voastră. Mă, de ce mă înjurați? De ce mă loviți cu pietre? Că simt deja comentariile. Bine, mă, dar tu cine ești să nu știu ce? Bă, dar despre asta e vorba. Cine sunt eu? Eu sunt un analfabet. Nu contează ce zic eu, dar uită-te la, nu știu, obiectiv așa, decupează-mă pe mine de spusele mele și ia spusele în sine. Vor, vorbește cu spusele. Ia <laughs> pur și simplu situația. E ridicolă sau nu e ridicolă? Nu mai, dacă, nu e vorba de tabere aici, nu sunt, tu ești antilicianul sau ești sau Mă, e amuzant sau nu e amuzant? Hai să, să ne închipuim că nu e liceanu. Un alt om, X, a făcut chestia asta. E amuzant, mă, e amuzant. X se uită, X stă pe canapea, tolănit pe canapea, în confort absolut. X vede o emisiune cu el însuși. Prima idee a lui X este să transcrie spusele lui pentru veșnicizare, pentru a apărea într-o carte. Apare acea carte făcută din emisiunea în care X își prezenta cărțile. Ideea asta de carte făcută dintr-o emisiune în care tu apărai ca să vorbești despre cărțile tale. Bă, e ce E atât de... Ah, măcar să fi fost cineva să vină cu ideea, nu știu, Lidia Bode sau cineva din Humanitas, să vină cu ideea asta, că ar fi bine să facem asta, nu știu Dar dacă era ideal cuiva, erau doar cele trei capitole despre cei trei uh, oameni. Nu e, e, e clar că e ideea lui, pentru că a fost și ideea lui să vină și cu cărțile lui și cu emisiunea în care de cărțile lui. <laughs> da. Așa. Și cum stă X și își transcrie acolo emisiunea în care el vorbește despre cărțile lui, apare apoi la lansare, puțin cu acea strângere de inimă, știi? Era puțin iritat de acea voce a bunului gust pe care totuși îl mai avea acolo, că totuși s-a plimbat și prin cei mai mari scriitori. S-a plimbat și el prin cei mai mari scriitori. Era puțin iritat așa, ceva... Na. Ceva îl tulbura, ceva... Era, era o stânjenial acolo în aer. nu îl lăsa în pace ceva. Era o voce acolo, vocea eleganței pe care o abandonase. <laughs> și simte că o voce îi spune că, bă, poate totuși e prea mult despre mine această carte făcută dintr-o emisiune în care vorbesc doar eu despre cărțile mele. De deci ce? Nu, nu, să nu zic că nu e posedat, nu. E bântuit de bunul gust. Îngerul rău al bunului gust îi apare la fereastră. Avea fereastra închisă, se pare. <laughs> și îngerul, îngerul bunului gust s-a dus prin alte părți. Uh, și pentru a face dreptate, vine la lansare cu acea strângere de inimă. N-a putut dormi gândindu-se cum să îndreptățească situația, pentru că, într-adevăr, eram numai despre mine, numai despre mine, Eli Batapievici avea și la acolo un semn întrebări, din când că la, la a treia pagină apare un semn întrebări. Știți cum e Eli în cartea asta? Cum mi-era Socrate. Socrate avea cinci pagini argumentare, nu știu ea așa că da, 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 4 și spune, da, 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 ar putea să fie și astfel. Așa este. <laughs> Nimeni nu-i întoarce vorba. Of, of, of. E amuzant, e amuzant. Am vorbit 23 de minute despre o, o întâmplare banală, cum ar spune Cheho. Dar ce întâmplare are el acolo? Vă recomandă ce poveste O să facem clip. Dar până, până azi, să mergem acolo, vreau să fac cu ce, această recomandare care a rămas. O, o avem aici între noi în intimitate, pentru cei puțini, pentru cei care au rămas până aici, care sunt într-adevăr oamenii canalului. Turgeniev, tocmai a vorbit cu cineva la comentarii, dacă m-a întrebat dacă am citit uh, Turgeniev, părinți și copii, și într-adevăr am amânat-o prea mult, vreau să o citesc. Datorită ție, maestre, m-am apucat, părinți și copii. L am în opere complete și l-am evitat până acum. Lam uh, l am în opere complete pentru că mi-e drag că am auzit despre el că promova operele altora. Și datorită lui, era un mare promovator al cărților pe lângă faptul că avea și el talent, avea și dorința asta de a expune cât mai mult pe ceilalți și îmi place asta. Uh, mi se pare că Isaiah Berlin vorbește despre talentul lui Turgenev și ce zice Isaiah Berlin pentru mine este adevăr absolut. Am încredere totală în gusturile acestui om. Tot el uh, are cartea aceea Gânditorii Ruși. Mm. Ei, Piotr, nu se vedem că nimic? Întrebă la 20 mai al anului 1859, ieșind cu capul gol în cerdacul scund al hanului de pe șosea, un bărbat trecut de 40 de ani, în manta prăfuită și pantaloni cadrilați pe servitorul său, un flăcău bucălat cu ochii mici spălăciți și tuleele albicioase la bărbie. Deci, practic, aici mă întreba pe mine, <laughs> mă întreba pe mine Liceanu, despre tipărirea acestei cărți din emisiunea lui. Eu eram acolo paharnicului și spuneam, încă mai este, încă mai este, mai este de lucru. Stați liniștit că veți fi dumneavoastră în proporție de 85% în această emisiune, în această carte făcută de această emisiune din cărțile dumneavoastră care vorbiți dumneavoastră. Oh, doamne, 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 doamne. Ce ți-e și cu ridicolul? Sau mai ales cu lipsa lui?